Excelențele voastre, mă bucur să vă revăd și să vă avem alături de noi. Și pentru că unde-s mulți puterea crește, alături de mine în această seară am mare bucurie să am o coprezentatoare, pe colega și prietena mea, Corina Oniga. Corina, te rog să vii în aplauzele celor care sunt deja pregătiți alături de mine. Mulțumesc frumos, Dan! Bună seara tuturor! Bine ați venit! Alături de noi pe scenă i-am avut pe Eduard Albina, maestru Eduard Albina și maestru Marius Sabo. Vă mulțumim pentru acest cafe-concert extraordinar pe care l-ați dedicat publicului de aici din această zi superbă, însorită. Acum pe final am avut oarește emoții, dar până la urmă vremea ține cu noi de la Castel Transilvania. Bun. Dăm startul? Dăm startul. Eu zic să lumea e pregătită, publicul am văzut că aplaude, e receptiv, camerele deja sunt pornite, cei care vor primi titlurile acestea importante sunt alături de noi și dacă sunt pregătiți și prezentatorii, ești ok? Ești tot sunt ok. Okay. Tu ești ok? Da, sunt ok. Eu zic să spunem două, trei vorbe despre acest concept. Am început anul trecut, foarte bine. Am avut alături de noi oameni foarte frumoși care fac cinste Maramureșului, județului Maramureș. Și am hotărât că acest eveniment trebuie să se repete, trebuie să-l facem în fiecare an și am hotărât că în fiecare an vom mai adăuga ceva spectaculos. În acest an am mers pe alte categorii, am ales oameni numai puțin importanți și interesanți care promovează Maramureșul cum nimeni altul și pentru asta am ales să vă prezentăm în această seară mai multe categorii. Categoriile vor include pensiuni, vor include resorturi, de asemenea, vor include lucruri care definesc Maramureșul și pentru asta o să mai aveți puțină răbdare, vom ajunge și acolo să vi le prezentăm pe toate. Doresc să mulțumesc tuturor celor implicați, au fost niște oameni minunați care ne-au sprijinit, echipa tehnică s-a ocupat, chiar dacă ploaia bătea aici la ușă, să fie totul pregătit, atât în exterior cât și în interior, unde o să ne reîntâlnim mai târziu. Mulțumesc colegilor care s-au ocupat de conducerea invitațiilor la mese și acum putem să trecem la categoria pensiuni. Corina, aici ne-am înțeles în această seară și ne-am împărțit și pentru că atunci avea oarește emoții, acum i-au trecut deja, le-am împărțit între noi ca să le prezentăm și pentru că îi văd pe amândoi, nu facem din asta o regulă, le-am promis că îi chem în pereche alături de mine pe cei de la Agropensiunea Is de Maramureș și cu ei spargem gheața la această categorie a pensiunilor. O să-i avem pe toți alături de noi în aplauzele voastre. De asemenea, dacă păstrăm ordinea în perechi, având în vedere că am vorbit mai devreme cu Daniela și avea oarește emoții, Daniela, în seara asta, special pentru tine, poți să vii alături de Dan aici lângă mine, alături de ambasadorul turismului maramureșan, reprezentanții pensiunii Casa Olarului. Haideți, vă rog, alături de noi pe scenă. De asemenea, vor urca pe scenă alături de noi cei de la Casa Iurca de Călinești, și pensiunea Glodeanca. Se pregătesc și vin alături de noi cei de la Soare în Maramureș. Invităm și Daci Liber. Conacul Drahneilor. Pensiunea Sechi. Pensiunea Lăcrămioara. Casa Tradițiilor. Pensiunea Subcetate la Matei. Crețuca. Să nu uitați de aplauze, chiar dacă noi citim mai repede. Pensiunea Liliana. Și Vâlcineț. Pensiunea Eladi. Village Hotel. Pensiunea Festival. Îndeal la Ancuța. În ultimul rând, iată, dragii noștri, cum ne-am gândit la această ediție să facem o notă discordantă puțin și să stimulăm puțin tot ceea ce înseamnă turismul maramureșan. Aceste titluri de ambasador sunt doar niște titluri onorifice, dar când spun doar, nu trebuie să-l înțelegeți că este mai puțin important acest titlu. Am așteptat până când vor veni alături de noi toți cei pe care i-am citit. Și având în vedere că o am pe Corina, am să o rog pe ea să aibă bucuria și onoarea să-l invite pe cel care va înmâna aceste titluri de ambasadori ai turismului maramureșan, acestor distinși oameni pe care acum este momentul să-i aplaudăm, in corpore sunt toți aici lângă mine. Domnul vicepreședinte Dorioan Dăncuș este invitat alături de noi pe scenă.
Mulțumesc! Bună seara! Bună seara cu soare! Soare în Maramureș! Pentru că astăzi, aici, la Castel Transilvania, îi premiem pe cei mai frumoși maramureșeni, pe cei mai buni maramureșeni, pe cei care pun suflet în tot ceea ce fac, pun minte și pun bani, pentru că tot ceea ce se premiază astăzi înseamnă investiție, înseamnă plus valoare pentru turismul maramureșan. Astăzi, poate mulți dintre prietenii noștri s-au așteptat să oferim anumite titluri de ambasador ai turismului maramureșan unor persoane care, să zicem, nu ar fi putut face cinste Maramureșului. Iată că s-au înșelat. Și noi, cei de la Consiliul Județean Maramureș, prin acest moment festiv, încercăm să arătăm respectul nostru, aprecierea noastră, pentru cei care, așa cum spuneam, fac tot ceea ce pot, tot ceea ce știu mai bine, investesc și nu precupețesc niciun efort ca cei care le calcă pragul, oaspeții noștri, turiștii care vin în Maramureș să plece din locațiile pe care le administrează, să plece prieteni. Este, cred că, cel mai bun semnal, este, cred că, cel mai bun argument pentru noi că Maramureșul poate fi, așa cum îl știm cu toții, ospitalier, este primitor și acest lucru trebuie să ne facă să fim mândri. Pe noi, cei care astăzi, vremelnic, administrăm destinele acestui județ. Suntem, așa cum știți cu toții, la a doua ediție a acestei gale și avem astăzi plăcerea să-i premiem pe o parte dintre cei care sunt imaginea Maramureșului în ceea ce privește turismul. Vă felicit, dragii mei, știu că nu este ușor să investiți, să munciți, mai ales în zona aceasta a pensiunilor, pentru că este un domeniu destul de sensibil și nu sunteți nici cei care aveți anumite lanțuri hoteliere, încă nu sunt în Maramureș așa ceva, dar sunteți cei care, prin mintea, prin trupul, prin sufletul și cu inima dumneavoastră, faceți lucrurile așa cum trebuie. Așadar, vreau să dăm cezarului ce este al cezarului și să înmânăm aceste diplome în ordinea pe care Dan a enunțat-o. În primul rând, Agropensiunea Is de Maramureș. Agropensiunea Is de Maramureș. Felicitări! Felicitări! Și o plachetă. O plachetă cu noul logo al județului Maramureș, care spune că Maramureșul este o poartă spre tradiție. Cred că sunteți cu toții de acord de acest lucru. Felicitări! Pensiunea Casa Olarului. Casa Olarului. Daniel Leș, anul trecut a primit diploma de ambasador al turismului maramureșan. Astăzi, anul trecut, ambasador al turismului maramureșan, din poziția de meșter popular, cel cu care ne mândrim de fiecare dată la târgurile de turism. Astăzi, din poziția de administrator a unei pensiuni. Felicitări, Daniel, felicitări și soției. Și Daniela, am să te rog să vii alături de noi pentru acest titlu pe care îl vom regăsi cu siguranță. Pensiunea voastră. Casa Iurca de Călinești. Deja un nume arhicunoscut în peisajul serviciilor turistice din Maramureș. Felicitări și mult, mult succes în continuare, Dănuț. Cred că merită aplauze. Toată lumea. Pensiunea Glodeanca, administrator, un prieten de-al nostru, nu știu dacă poate să fie administrator, dar oricum știu că este doar cu numele. Cea care se ocupă de administrarea propriu-zisă a acestei pensiuni este prietena noastră, Ileana. Felicitări! Aceeași plachetă. Pensiunea Soare în Maramureș,
Este soare în Maramureș, este soare și la Castel Transilvania. Cred că nu este încă. Pensiunea Dacii Liberi, cu mulțumirile noastre pentru ospitalitatea de care a dat dovadă Paul. Săptămâna trecută am făcut o bună propagandă Maramureșului cu ocazia zilei de 1 mai și am transmis în direct pe România TV de acolo, de la Pensiunea Dacii Liberi. Mulțumim, Paul, și mult succes în continuare! Pensiunea Conacul Drahneilor, din câte știu eu, au spus că nu vor putea participa. Pensiunea Sechi, administrator Ioan Rad, Sechi de la Săliște de Sus, de acolo, de lângă mine, de la Iud, încă n-a ajuns. Ok? O să transmitem. Pensiunea Lăcrămioara de la Săcel. Avem? N-avem? O să mai facem încă o dată o strigare la finalul galei. Pensiunea Casa Tradițiilor de la Iud, cu felicitări mele. Să știți că este o locație superbă, care a fost construită pe o fostă clădire industrială și acest lucru este foarte important. Au știut să așeze lucrurile așa cum trebuie. Să nu uităm de plachetă. Pensiunea Sub Cetate la Matei. Deci nu numai Casa Moroșenilor în Oncești este la mare căutare, ci și Pensiunea Sub Cetate la Matei. Felicitări, draga mea! Placheta. Pensiunea Crețuca de la Poienile de la Botiza. Domnul primar de la Botiza. Soția n-a venit. Pensiunea Liliana de la Poienile Izei. Am văzut aici pe cineva. Da? Felicitări. Și placheta de la o domnișoară care are foarte adânci rădăcinile în Poienile Izei. Am zis domnișoară, dar e doamnă. Pensiunea Vălcineț de la Borșa. Felicitări. Pensiunea Eladi de la Borșa. Felicitări. Village Hotel. Dar nu este hotel, este ceva mai deosebit. Este cineva, un reprezentant? Nu este. O să mergem noi la Village Hotel și o să ne simțim foarte bine. Pensiunea Festival de la Țicău, domnul Mirel, felicitări. Și domnul Mirel a construit ceva frumos acolo, pe un deal, cu multă plăcere. Ultimii, dar nu cei din urmă, îndeal la Ancuța. Îndeal la Ancuța, felicitări. N-am ajuns până la dumneavoastră, dar cine știe, poate mergem într-o vizită de prietenie, nu de lucru. Vă mulțumesc, aplauze pentru toți cei care au fost premiați la această secțiune. Așa cum am spus, este un cuvânt, un moment de apreciere din partea noastră, dar și unul motivațional pentru cei care doresc să investească în turism și doresc să promoveze Maramureșul din acest punct de vedere. Felicitări, mergem mai departe cu un moment artistic, nu? Mulțumim, domnule Corina, ai legătura. Am reluat legătura aici pe scenă. Vă mulțumim pentru faptul că ați ales să fiți alături de noi. Cei care n-au sosit, nu o să li se ia aceste titluri de ambasadori. O să încercăm să ne deplasăm noi în teritoriu să le ducem și de asemenea și aceste plachete care sunt până la urmă o încununare a activității pe care ați făcut-o până acum. Alături de noi pe scenă o să urce o mică parte din orchestra numeroasă și foarte apreciată Ansamblul Folcloric Național Transilvania și pentru că o să fie o prezentare de costume tradiționale, am să las scena cât mai liberă și am să o rog să vină alături de mine pe nimeni alta decât doamna director a Ansamblului Folcloric Național Transilvania, doamna Iuliana Dăncuș, în aplauzele voastre. Vă mulțumesc! Bună seara! Bine ai venit, Iuliana! Ne bucurăm să fim alături împreună aici cu un public așa de frumos!
Haideți să vedem în această seară. Știu că ai prezentat mai devreme o listă cu toate lucrurile frumoase pe care le vedem. Pe lângă muzica deosebită din fundal, vom vedea costume populare din mai multe zone pe care vei avea binevoința să le prezinți publicului și îți mulțumesc pentru asta. Dăm voie să transmit și eu un salut tuturor oaspeților și tuturor celor care reprezintă imaginea Maramureșului în lume, tuturor ambasadorilor Maramureșului, și să-i felicit pe cei care astăzi au fost premiați. Iar în continuare vom avea ocazia să privim frumoasele costume românești care fac parte din garderoba ansamblului folcloric național Transilvania, colecția Lada de Zestre. Pentru început veți vedea un costum de mireasă din Maramureșul Voievodal, apoi Țara Chioarului, Oaș, Someș, Făgăraș, Sălaș și Câmpie. Vă invit să-i urmăriți! Frumusețea acestui costum constă cununa din ceară. Această cunună face parte din colecția noastră. Cămașa este făcută și tot costumul din pânză de casă tradițional. Într-adevăr, cea care poartă cununa este o mireasă, o tânără domnișoară. Vă rog să mai defilați. Iar costumul maramureșan se distinge prin acest cojoc deosebit, cu oblis, care vine de pe Valea Marei. Sperăm să nu ne fure nimeni acest model, așa cum s-a întâmplat cu cojocul de Bihor și cu cel oltenesc. Vă mulțumim! O să avem grijă de el, așa, Iuliana. Haideți să vedem acum o altă ținută tot festivă. Este un costum de mireasă din ținutul Chioarului, cu cununa pe care o poartă tânăra domniță, are 70 de ani și cu ea s-au căsătorit multe fete din comuna Cernești. Un element specific costumului de chioar este pălăria băiatului, care este cu calotă înaltă. Acest lucru reprezintă bogăția pe care o are feciorul atunci când se căsătorește. Doar atunci când se căsătorește, după aia mai scade calota. Ce este frumos la acest costum este broderia de pe cămașă și de pe poale, numit ciur. Mulțumim, sunt foarte frumoși. Acești dansatori au dansat și alături de Andrei Rio în anul 2015. Invităm unul dintre cele mai spectaculoase costume din România. Este vorba despre costumul de Oaș, o zonă care vine din vremuri străvechi, care și-a păstrat foarte bine autenticitatea și tradiția. Tot cea mai spectaculoasă este cununa miresei. Mireasa de asemenea poartă multe zgârtane și mărgele din coral. De asemenea, clopul mirelui este împodobit cu mărgele, cu pană și cu oglinz. Este frumoasă și modalitatea de purtare a acestui costum, atât la fată cât și la băiat. Vedeți acel veston sau uioș, cum se numește, și felul cum este prins. Oașul, nunta de Oaș, acest moment al Ansamblului Folcloric Național Transilvania, program artistic, este cel mai premiat, a primit numeroase premii și distincții la festivaluri internaționale. Invităm costumul din Țara Sălajului, mai exact de pe Valea Grișului. Acest costum face parte din colecția noastră de peste 40 de ani și a fost adus de către regretatul și marele maestru coregraf Dumitru Valeriu Buciu, cel, scuze, am emoții, cel care a fost sălăjan și care a fost director al Ansamblului Folcloric Național Transilvania peste 10 ani.
De fapt, maestrul Valeriu Buciu a și redenumit instituția noastră din ansamblul profesionist Maramureșul în ansamblul folcloric național Transilvania. Ce este important, cu siguranță ați observat cu toții, fundalul sonor este asortat întotdeauna cu ținuta care o prezintă tinerii de la ansamblul folcloric național Transilvania și pentru asta mulțumim foarte mult acestei minunate orchestre de la ansamblul folcloric național Transilvania. Acum veți vedea un costum din zona Mureșului, un costum care impresionează prin culorile predominante negru și alb, două tonuri. Un costum apreciat și frumos, care chiar dacă domină negrul, este foarte iubit și își doresc foarte multe instituții de spectacole să-l aibă în repertoriul lor și în lada lor de costume. De asemenea, acest model de costum face parte de peste 40 de ani din repertoriul instituției noastre și din colecția noastră de costume. Se aplaudăm pe acești tineri care, de fapt, fac parte, haideți, vă rog, o dată, din ansamblul de tineret Maramureșul al ansamblului Transilvania. Am emoții. Vă mulțumim! Someș, invităm aici pe cei care poartă astăzi un costum foarte frumos din zona Someș-Bistrița, de asemenea un costum foarte iubit. Aici cel care vine cu un element spectaculos și frumos este băiatul. Feciorii mai ales poartă înainte de a se căsători și când mergeau la joc, locul cu pană de păun. Putem de asemenea admira și cojocul cu ciucuri al băiatului. Frumosul costum de pe Valea Bistriței. Mulțumim! Invităm în fața dumneavoastră frumosul costum din Țara Făgărașului, costumul de drăguș. Vreau să vă spun că acest costum este un costum deosebit. Se găsește de asemenea în lada de zestre a instituției noastre de foarte mult timp, la fel cu un dans deosebit de frumos. Costumul de drăguș ar trebui introdus în patrimoniul universal UNESCO, nu numai pentru frumusețea lui, dar și pentru ceea ce reprezintă drăgușul în cultura noastră și în multe culegeri de etnografie și folclor. Mulțumim mult! Predau ștafeta colegului meu, Dan Carbo. Mulțumesc foarte mult, Iuliana. Mulțumim și orchestrei. Corina, te rog frumos să revii aici lângă mine, ca să-mi asigure așa o stare de bine. Nu că Iuliana n-ar fi făcut-o, dar este specialistă în prezentarea acestor costume. Anul trecut am avut o sarcină foarte dificilă să și traduc toate prezentările. Anul ăsta am scăpat mai ușor, dar avem alături de noi delegații internaționale și cred că este un moment bun să ne bucurăm și să aplaudăm prezența prietenilor noștri din Ucraina, prietenilor noștri din Lituania și, nu în ultimul rând, a celor din Ungaria. Este vorba de regiuni înfrățite care la fiecare eveniment sunt alături de noi. Corina, bine ai revenit, muzică bună, costume frumoase, știu că te-ai uitat cu foarte mare atenție, având în vedere că o să-ți alegi în curând unul dintre costumele care le-ai văzut prezentate lângă noi. N-am vrut să te las fără replică, dar am zis că îmi încerc norocul. Eu propun că dacă tot am văzut această superbă prezentare de costume populare, să trecem la următoarea secțiune. Da, este o secțiune foarte atractivă. Este vorba de zona de resorturi. Am căutat un titlu care să se potrivească mai bine, dar am ales să rămânem pe această titulatură, pentru că așa cum hotel nu-l mai traduci, ci doar îl prezinți, așa este și această categorie pe care vrem să vă supunem atenției. Și pentru că poate fi o propunere bună pentru luna de miere, nu? Și pentru că poate fi o propunere bună pentru luna de miere, deși mi-aș dori să vină alții în luna de miere aici la noi și tu să mergi departe, să te simți bine și cât mai liberă. Și astfel am spus și secretul nostru și dacă toți suntem la secrete, am să îi invit pe scenă în aplauzele voastre. Noi nu o să mai urcăm lângă ei, vrem să fie totul la lor, pe cei de la hotel Secret Garden.
De asemenea, rugăm pensiunea Magnolia Resort de la Vișeu să se alăture nouă. Complex case care tradiționale, șesuri. Trei bini. Pensiunea Rustic. Și să nu uităm de gazdele noastre, Hotel Transilvania. Castel Transilvania, care merită aplauzele, pentru că în fiecare an, da, Sorine, acum e momentul tău, de trei zile mă pregătesc pentru acest moment, să fac cumva să te fur din mijlocul publicului, să te aduc pe scenă aici lângă mine. Da, sunt de acord să vină toată echipa aceea aici lângă mine. Voi puteți să veniți împreună, așa cum ați fost și la București. Haideți, vă rog, o să urc și pe scenă. Te rog să poftești pe scenă, am să vin și eu lângă voi imediat. Sunt onorat să te am alături de mine. Da, 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 este foarte important să... Sunt foarte mulțumit de tot și de toate, doar că vreau să vă am alături. Complex turistic Șuior este următoarea locație pe care o vrem alături de noi pe scenă. Și pensiunea Podină Resort. Și sunt curios să văd câți reprezentanți vor trimite cei de la Grădina Mori, având în vedere că am văzut că au venit într-o echipă foarte faină în seara asta. Grădina Mori, dacă aude o dată de două ori, sunteți așteptați alături de mine. Ogna Sugatag, se aude? Pensiunea Holiday? Un pic n-am fost atent și Sorin a fugit din nou în public, dar revine, revine, am înțeles. Și avem o categorie care ne inspiră foarte mult, suntem aici în apropierea apei, este vorba de păstrăvării. Păstrăvăria Alex, cu un reprezentant, este așteptat aici pe scenă. Și bineînțeles, nu am uitat nici de complex Lostrița. Și nu în ultimul rând, la categoria atracții turistice, dorim să avem un reprezentant de la Mocănița Vișeu alături de noi. Și acum vom merge cu toții pe scenă, mai sus, vă rog să vă faceți curaj. Poate reușim să-l aducem și pe Sorin înapoi alături de noi. Deocamdată suntem foarte mulțumiți că avem reprezentanți foarte, foarte frumoși alături de noi. Și pentru a decerna aceste titluri, am să rog să vină alături de mine domnul vicepreședinte George Moldovan. Bună seara tuturor! Am emoții pentru că înaintea mea a fost pe această scenă domnul vicepreședinte Dăncuș, un foarte bun orator și un foarte bun prezentator al evenimentelor. Vreau să vă spun tuturor că Consiliul Județean în fiecare an participă la târgurile de turism, atât în țară cât și în străinătate, pentru a promova județul Maramureș, acest loc mirific. Nu vreau să spun cuvinte mari, dar mi-aș permite să spun că este lada de zestre în ceea ce privește tradițiile, folclorul, obiceiurile și multe altele. Avem ca obiectiv principal în ultima perioadă Consiliul Județean aceea de a promova turismul în Maramureș, dar această promovare nu ar putea avea loc fără acești stimabili domni care se implică zi de zi în primirea turiștilor, de aceea îmi revine onorata plăcere de a-i premia pe fiecare în parte. Vă mulțumesc! Cu ajutorul frumoasei echipe de la Ansamblu Folcloric Național Transilvania, aducem aminte și de doamne și voi veni lângă tine, George, să te ajut puțin. Primul premiat din această seară este Hotel Secret Garden de la Dănești. Hai să-i aplaudăm. N-au putut să vină, au trimis în ultimul moment un mesaj, dar au fost foarte plăcut impresionați de această nominalizare. Cea de-a doua pensiune premiată este Magnolia Resort. Felicitări. Mulțumim reprezentanților și aici este o afacere în care familia, aș spune cuvântul, au trimis un reprezentant. Pentru tot ceea ce faceți. Îi mulțumim și lui Dan, chiar dacă n-a putut să ajungă. Cea de-a treia premieră este a complexului case tradiționale Șesuri. Cred că nici ei nu au ajuns încă. Dacă vor veni, o să îi anunțăm. Pensiunea Trei Pini de la Șișești. Aici era o provocare. Am vrut să văd dacă sunt atenți cei care trebuie să fie atenți. George, îți mulțumesc pentru acest lucru. Cer scuze, domnului președinte, Zetea. Pensiunea Rustic și o prietenă de-a mea,
doamna Cristina împreună cu fiica Carla. Felicitări pentru tot ceea ce faceți. Vreau la început să-mi încep discursul pentru a-l felicita în primul rând pe gazda acestui frumos eveniment, Gala Ambasadorilor, care Consiliul Județean o face pentru a doua ediție. Vreau să-i mulțumesc domnului Sâncrăian și cu această ocazie să-i spun mulțumim frumos pentru tot ceea ce faceți pentru Maramureș. Felicitări! Mulțumim și noi, ne simțim onorați să vă fim gazde. Mulțumim pentru acest titlu, ambasador al turismului, dar să știi că acest titlu nu mi se cuvine mie. Se cuvine întregii echipe, echipa Castel Transilvania, căreia îi mulțumesc. Și soției mele care o conduce. Vă mulțumesc. Mulțumim echipei Castel Transilvania pentru tot ce au făcut la prima ediție, a doua ediție și cât mai multe ediții de acum. Apreciez sinceritatea domnului Sâncrăian de a spune că îl conduce soția. Suntem mulți de aici pe care ne conduc soțiile. Trebuie mult curaj pentru asta, dar e bine. Că... Oferim un premiu de excelență complexului turistic Șuior. Poate n-au se ajuns încă. Că nu este prezent nimeni. Oferim un premiu pensiunii Bodina Resort. Felicitări! Oferim un premiu de excelență hotelului Grădina Mori. Felicitări! Felicitări! Lasă vedem și placheta. E vorba de Sighet, acolo unde o să ne deplasăm în curând și unde o să avem niște evenimente foarte frumoase între Ucraina și România. Oferim un premiu de excelență pensiunii Holiday. Îmi revine onorata plăcere de a oferi acest premiu și păstrăvăriei Alex. Felicitări! Felicitări! Știu că și acolo dumneavoastră sunteți cea care conduceți destinele acestei afaceri. Îmi revine deosebită plăcere de a oferi acest premiu complexului Lostrița. Și și-au scuzat în ultima clipă lipsa prezenței, dar au trimis pe cineva, un reprezentant. Vă mulțumim foarte mult că ați ales să fiți alături de noi. Vrea să vină, da? Unde? Da? Oferim un premiu de excelență a turismului Mocăniței de la Vișeu. Un reprezentant aici. Domnul Coman, felicitări. Vă rugăm. Bună seara tuturor, sărămâinile, și vreau să vă spun că nimeni niciodată nu o să mă oprească să spun unde veniți la Mocănița în Vișeu și să rup o meteahna noastră românilor, aceea că nu ne cunoaștem țara. Vreau să vă spun că la câțiva kilometri în linie dreaptă topografic pe pământ scump românesc, în localitatea Trebușeni, parcă un nume predestinat în atâtea ne-ar trebui în această țară acum, în 1886 Imperiul Austriac, cu mânuța lui, a construit un monument care marchează centrul geografic al Europei. Dragi prieteni, am spus Bundestagului german, 27 de parlamentari, parlamentarilor elvețieni și tuturor celor dragi care ne bat Valea Wasserului, că nu suntem nici Auslander, nici Țigoinen. Nu suntem mărginașii Europei, ci întâia bătaie de inima bătrânului continent pleacă, să nu uitați niciodată, de pe scump pământ românesc. Mai mult decât atât, sunt o istorie întreagă. La granița dintre Orient și Occident,
întâia lacrimă și întâia picătură de sânge, până își îmbrăca armura împăratul Vienei, o plăteam noi românii. O plăteam în bărbații noștri, în femeile noastre, în aurul nostru care pavează și astăzi castelele de Jombrun, Budapesta, Constantinopol, să nu mai zic Moscova. Vreau să vă mai spun că Valea Vaserului este purtătoare de energie, așa cum mersul nostru de o viață, în mersul nostru de o viață, ne scăldăm în niște energii pe care nu le înțelegem. În 1921 și în 1923, în aproape 2 ani consecutiv, întemeitorul României Mari, apropo de centenarul pe care îl sărbătorim în acest an, fiind bolnav de cancer de colon, medicul Casei Regale, Eduardo Romalo, un italian de origine greacă, a cărui tată, Emilio Romalo, a fost căsătorit cu sora lui Alexandru Ioan Cuza. Avem o istorie extraordinară. I-a spus medicului lui, fiind atât de bolnav, doctore, cu știința ta și mâna lui Dumnezeu, vreau să mă așez țara și am nevoie de mai multă vreme. La care medicul, care a fost și licențat în geologie, îi spune, maestate, există un singur loc în lume care vă poate prelungi viața și acel loc este Valea Vaserului. Am avut, și cu asta închei, marele dar de la bunul Dumnezeu ca acest popor, din mijlocul căruia ca teritoriu întâia bătaie de inima bătrânei doamne pleacă de pe pământ românesc, să aibă doi părinți, bunul Creator și bunul Dumnezeu în ceruri și scumpa noastră și înțeleaptă limbă română. Să vă dăruiască Dumnezeu tot ce vă doriți și să nu uitați niciodată că a fi român într-o țară atât de frumoasă este cel mai scump lucru și mersul nostru spre Europa, care ea ne este datoare nouă, nu noi Europei, să-l facem demn și plin de mândrie. Să vă ajute Dumnezeu și vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult! Aceste cuvinte frumoase au venit la momentul potrivit. Suntem în anul centenarului și ne bucurăm să avem pe cineva care să ne aducă aminte mereu de acest lucru. Vă mulțumim, mulțumim tuturor celor prezenți aici. Îi mulțumesc domnului vicepreședinte mulțumesc pentru că m-a ajutat. Tuturor și vreau să felicit și să le mulțumim încă o dată acestor minunați oameni. Spunea cineva acum câteva luni de zile, noi în Maramureș nu avem turnul Eiffel de la Paris, nu avem Coloseum de la Roma, dar pe de altă parte, să ne gândim că avem și noi niște lucruri unicate în lume. Și aici vorbim de Cimitirul Vesel de la Săpânța. Aici vorbim, cum spunea domnul Coman, de Mocănița de pe Valea Vaserului. Și lista ar putea continua. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc distracție frumoasă. Îmi cer încă o dată scuze domnului președinte Zetea pentru... Nu mă iertați, domnul președinte. Vă lăsăm la o negociere. Emoțiile au apărut când a apărut doamna primar de la Săin, da, și de acolo s-a întâmplat această mică eroare. Mulțumim tuturor, felicitări, sunteți extraordinari. Nu uitați să treceți pe la colegii mei de la Ansamblul Folcloric Național Transilvania, care o să vă mai înmâneze încă niște accesorii pentru ca aceste plachete să fie la loc de onoare și de cinste în locațiile pe care le reprezentați. Și vom merge mai departe cu programul nostru. Dacă echipa tehnică este pregătită, în momentul când vom reuși să prezentăm noile ținute folclorice și după ce această frumoasă mini-orchestră va pleca de pe scenă, o să prezentăm o surpriză, să vedeți că ambasadorii turismului maramureșan nu ne uită și mai ales nu uită de unde au plecat. Mai multe detalii după prezentarea costumelor, am să o rog să vină din nou alături de mine pe experta noastră și în costume populare tradiționale, Iuliana Dâncuș. Bine ai revenit, draga mea! Bine te-am regăsit din nou! Felicitări încă o dată pentru cei care astăzi au primit titlul de ambasador al turismului maramureșan. Bravo lor pentru toată strădania, pentru eforturi,
Nu este ușor să muncești și să depui din banul tău să faci un lucru așa frumos. Și felicit și Consiliul Județean care s-a gândit la acest titlu foarte frumos pentru oamenii noștri. Mergem mai departe cu prezentarea costumelor tradiționale, care sunt o emblemă a României, o emblemă a poporului român. Nicăieri în lume, la orice festival am participat, n-am văzut costume așa de frumoase ca și costumele noastre. Și da, dacă Banatul este fruntea țării, în repertoriul ansamblului folcloric național Transilvania, pentru că de aceea suntem național, se găsește și un joc din Banat. Vă prezentăm un costum din Banatul de Munte. Specific acestui costum este catrința din spate sau obrec, cum se numește, al fetei și salba de mănuți de la gât. Costumul este cusut cu fir de aur. Din repertoriul folcloric al zonei Banatului sunt jocuri, cum ar fi busuiocul de doi, sorocul, ardeleana. Vă mulțumim și invităm în continuare o zonă folclorică foarte spectaculoasă. Este vorba despre zona Zarandului, care se găsește în, mai exact în județul Bihor. Aici costumul impresionează prin absolut tot, prin croială, prin culorile alese, prin modelele de cusute de cămașa fetei și a băiatului. Acest costum poate fi numit tot un costum de colecție, pentru că este unic și este doar în Lada de Zeste și în colecția de costume în Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Frumusețea o puteți admira la cununa cu oglins din ceară a fetei, iar ea poartă, nu ca și celelalte zone, veste sau cojoace, ci o eșarfă împletită care se numește cârpă. Culoarea predominantă este cea roșie alături de culoarea albastră. Vă mulțumim! Invităm alături de noi un costum care astăzi putem să spunem că a creat o controversă. Este vorba despre costumul de Bihor, mai exact costumul care vine de pe Valea Veiușului. Acest cojoc frumos a fost râvnit și de către un mare creator de modă, de către Christian Dior, care cred că ar trebui să recunoască munca și creația, inteligența femeilor românce, a mamelor și a bunicilor și a străbunicilor noastre, care au știut să creeze acest frumos cojoc. Vă dați seama, dacă e în casa de modă Christian Dior, l-a râvnit și l-a furat modelul întru totul. Da, da? Evident. Bun, de-aia spuneam că nu mai urcăm pe scenă, pentru că vrem să ne retragem și în toată splendoarea lor acești membri ai orchestrei, ai mini-orchestrei Ansamblului Folcloric Național Transilvania vor veni și ei jos pentru o secundă alături de noi, pentru că pe ecranul mare din spate avem un ambasador al turismului maramureșan care vrea să ne transmită ceva. Haideți să ne bucurăm de un astfel de mesaj la un an după ce a primit acest titlu deosebit. Să vedem despre cine este vorba, echipa tehnică, please. Mama m-a făcut în lume, dar Maramureșul mi-a dat un nume. De aici, de la ambasada Maramureșului în București, de la sediul Radio Zoo, vă salut pe toți și îmi pare tare rău că nu ajung anul ăsta la cinstea Maramureșului. Salutări tuturor, purtați Maramureșul peste tot pe unde mergeți, nu lăsați să iasă niciodată din voi, pentru că oriunde ai mere, tot Maramureșul e inima și sufletul. Serios. Mulțumim, Mihai, niște aplauze, noi o să încercăm să le transmitem la momentul potrivit. Și doresc să-i mulțumesc lui Mihai ca și un reprezentant, pentru că cei care ați venit aici și sunteți aici, vorba aia, trup și suflet, sunteți mult mai deosebiți. Vă mulțumim tuturor ambasadorilor turismului maramureșan care ați primit acest titlu la prima ediție și ne onorați cu prezența și la a doua și în continuare faceți ceea ce trebuie pentru Maramureș, o promovare deosebită oriunde v-ați afla.